Ambal Club Zalău a înregistrat două egaluri și o înfrângere la turneul de verificare ce s-a încheiat ieri la Roman și la care au mai fost prezente echipele CSM Bistrița și Ambal Club Piatra Neamț. Sala sporturilor din Roman a găzduit timp de 2 zile un turneu de verificare la care au fost prezente echipele Handball Club Zalău, HCM Roman și formațiile din Liga Secundă, CSM Bistrița și Handball Club Piatra Neamț. Formația condusă de Gheorghe Tadici a înregistrat 2 victorii și o înfrângere, situându-se pe locul secund la finalul întrecerii. În primul joc, zălăuancele s-a impus cu 30-27 în fața echipei CSM Bistrița, formație situată pe primul loc în seria B a diviziei A, cu șanse reale la promovarea în Liga Națională. Handball Club Zalău s-a impus mult mai clar în duelul cu formația din Piatra Neamț, câștigând cu scorul de 38-20, dar a cedat cu 23-27 partida cu formația organizatoare HCM Roman, după ce Romașcanele au avut avantaj minim la pauză 13-12. Handball Club Zalău va continua pregătirea pe plan local, iar la finalul săptămânii viitoare va întâlni în deplasare Rapid București în cadrul etapei a 22-a a Ligii Naționale. Nu este exclus ca în ultimele 5 etape Gheorghe Tadi să folosească mai mult jucătoarele de rezervă. Mă gândesc sigur și la a întrebuința în perioada asta mai mult jucătoarele care au stat și care trebuie să ne edificăm dacă pot sau nu pot în ediția următoare de campionat. Să încercăm să le urcăm puțin mai sus, să crească în valoare. Asta se întâmplă doar în jocuri de campionat, jocuri oficiale. Vezi practic unde sunt și ce pot. Și în rest, sigur că dacă vom putea, vom încerca să facem și un loc mai bun în clasament prin prisma rezultatelor. Avem 2 meciuri destul de grele sau grele acasă, și cu Brăila și cu Brașovul. Dacă vom putea face o victorie, va fi bine. Dacă facem 2 victorii, va fi excelent. Și dacă mai putem să aducem și din deplasare una, două victorii, va fi un loc 6-7, ceea ce ar însemna partea de sus a obiectivului pe care noi ne l-am propus pentru acest an, respectiv 6-10. Cu 5 etape înainte de finalul sezonului, Handball Club Zalău ocupă locul 8 cu 32 de puncte acumulate.